Eu optez pentru libertate de exprimare, pentru orice opțiune politică, bineînțeles, dar însăși această, eu știu, doctrină sau inițiativă de a conduce, practic, la lichidarea statalității Republicii Moldova, nu pot tolera și, bineînțeles, nu accept nici într-un caz. Da, sunt persoane care vor unirea sau unirea cu România, deci este cumva opțiunea lor politică. Eu sper că în aceste condiții de tensiune maximă, aceste activități tot sunt, deci cumva temperate și oamenii înțeleg care ar fi pericolul. Într-o țară care se respectă, aceste asemenea mișcări care de fapt au ca obiectiv final lichidarea statului, nu pot fi susținut. Eu, de exemplu, nu susțin această mișcare. Am tot respectul pentru oameni care sunt activ politic, dar nu, bineînțeles, nu pot să respect această mișcare. Am mai spus-o și cu colegii și o să găsiți și în programul nostru. Uh-huh. Da, noi suntem pentru faptul ca hotarul de vest al Republicii Moldova să dispară, dar să dispară exact așa cum au dispărut hotarele între orice state membre a Uniunii Europene. Adică odată cu intrarea în Uniunea Europeană, deci noi trebuie să facem această libertate de circulație a oamenilor, capitalului și tot așa mai departe. Deci vreau să cred că mai puțin vorbim despre unionism acum, deși fiecare persoană trebuie de respectat, dar activitatea de acest gen, și vedeți și dumneavoastră, nu este susținută de populația țării. Ați văzut rezultatele la ultimele două scrutini, cam cât întrunesc adepții acestui curent, și eu cred că aici e cel mai concret și reușit răspuns la acest lucru.